Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Iată că timp de un an facem emisiuni cu domnul Eugen Niculescu. Bine ați revenit în emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc. Și vom continua astăzi în cea de-a șasea emisiune, ca un serial fiind, cu domnul Eugen, ce anume am început Anul Omenirii. Marele an al omenirii, asta este denumirea dată de Platon, ca o sursă occidentală. Și am rămas undeva la anul 1942. Și vom încerca să încheiem subiectul acestui an uriaș, cum se spune. Da, care ține 24.000 de ani. 24.000 de ani, o, da. Doamne! Exact. Vă rog. Putem să-i dăm drumul, da? Foarte un mic briefing, deci o mică recapitulare. Sunt patru ere ale omenirii. Este o eră de aur, este o eră de argint, una de bronz și una de fier. Asta, ca zic așa, popular vorbind, ele, denumirea lor în limba sanscrită, să mă rog, și în India, de unde vine această știință, sunt Satya Yuga. Satya este epoca adevărului, care durează 4800 de ani. Apoi este o Treta Yuga, o vârstă de argint, care durează 3600 de ani. Apoi o vârstă de bronz, am spus. Așa se numește Dvapara Yuga, care durează 2400 de ani, și o epocă de fier, Kali Yuga, o epocă a întunecării, a întunericului, să zicem așa, și nu mă refer la întunericul, vorba este întunericul spiritual, care plasează conștiința umană într-un loc extrem de limitat și care durează 1200 de ani. Începând de la anul 1700, am intrat deja conform cu acest tip de cronologie, am intrat cumva în Dvapara Yuga, ascendentă. Asta înseamnă că timp de 2400 de ani, deci 1700 plus 2400, înseamnă 4100, această planetă se plasează, temporal vorbind, în această Dvapara Yuga, care este o era a electricității. Era cuplului electric. Asta așa grosier vorbind. Conștiința umană începe să se trezească din întunericul în care a fost în Kali Yuga, deci până în anul 1700. Și treptat am văzut, prin episoadele care au fost anterioare, am observat că conștiința umană începe să trezească, conștiința colectivității începe să se trezească, nu mai există, sau mai veni, lanțurile sclavagismului, și atât sclavagismului fizic, cât și sclavagismului mental, încep să tremure și să se spargă, și concepțiile învechite de tip Kali Yuga, de genul asta este proprietatea mea și numai a mea și tu trebuie să faci exact ceea ce eu spun că trebuie să faci, treptat aceste lucruri încep să pălească, chiar dacă nu acum ni se pare că ne aflăm în plină înflorire a lor, în realitate nu este așa. Aduceți-vă aminte perioada Evului Mediu și chiar perioada antică, să zicem așa, pe la anul 0, chiar anul în care a venit Iisus. Aduceți-vă aminte cum decurgeau lucrurile atunci. Ok, și a rămas undeva la anul 1945, când este detonată prima bombă atomică din această Dvapara Yuga. Deci este asta un moment atât de important. Evident, este un aspect distructiv care nu face cinste omenirii, dar foarte interesant este că în momentul cel care a coordonat acest proiect, care se numește Oppenheimer, marele fizician Oppenheimer, care a coordonat acest proiect, nu știu dacă știe toată lumea, americanii, înainte de a detona această bombă asupra Japoniei, într-un scop evident militar, au făcut înainte de treaba aceasta un test. Evident, nimeni nu se duce să lanseze o bombă atomică fără să o testeze înainte. Acest test a fost făcut la americani, în deșertul Nevada, și în momentul în care ea a fost detonată, Oppenheimer, care era directorul,
A spus doar, deci toată lumea a fost complet uimită, au fost niște fenomene extraordinare pe care Pământul nu le mai văzuse în perioada lui modernă. Și deci a fost o lumină foarte mare, au fost oameni care, un copil care, de exemplu, care nu văzuse niciodată lumina zilei și care a fost o lumină atât de mare încât, adică a spus, văd o lumină mare, deci el care era orb. Și au fost niște, cum să spunem, toate fenomenele declanșate de această bombă atomică experimentală au fost pur și simplu remarcabile. Dar singurul lucru, adică toți oamenii care au participat au considerat, la acest proiect au considerat că asta este un dovadă de succes și pe undeva ea chiar era. Dar singurul Oppenheimer a reacționat într-un mod foarte enigmatic și foarte misterios, directorul acestui proiect, și când ei au spus ce ziceți de această primă explozie atomică din, pe care omenirea, la care omenirea este martoră. Și atunci l-a spus asta pe gândul și a spus, a citat niște versuri din Bhagavad Gita și a spus ceva de genul, am devenit un distrugător, adică am devenit un distrugător, mare distrugător, sunt însă și moartea. Și, mă rog, într-un mod mai poetic decât o spun eu acum, decât mi-aduc eu aminte acum, și a spus așa, este într-adevăr prima explozie atomică din această, din epoca modernă. Și a accentuat treaba aceasta. De ce? Pentru că în Mahabharata și respectiv în Bhagavad Gita, mai ales în Mahabharata, există, pe care el a citit-o, atenție, Oppenheimer, ca fiind occidental și fizician mare, a citit Bhagavad Gita și Mahabharata. În original, chiar în sanscrită. Și știa acolo, deci scrie acolo că asta nu este prima explozie atomică pe care Pământul o cunoaște în epoca modernă și el a accentuat treaba aceasta. Și au mai fost? Bineînțeles, deci există și acum, deci există și acum, de exemplu, în India, la Harappa și în alte părți, mai sunt cel puțin vreo 2-3 site-uri, mă rog, locuri în care nivelul de radioactivitate este atât de intens, atât de mare, sticla, pământul, solul este prezintă la o anumită adâncime, este ca un fel de sticlă topită, de fapt este vorba despre nisip topit, vitrifiat, da, care prezintă aspectul unei sticle. Rocile și cadavrele, deci care sunt, de fapt nu mai sunt cadavrele, ci sunt doar scheletele, sunt cu un nivel foarte mare de radioactivitate. Și cum ar veni cineva care fotografiază toată partea asta de undeva din satelit, observă că acești oameni au fost toți prinși odată, deci au murit. Deci a fost o, cum ar veni, ceva care i-a fotografiat total. Plus că există plante și animale și chiar oameni care pur și simplu au fost spulberați, deci nu există nici măcar cadavre, există doar o umbră în sol, acolo unde ei au fost. Ce a fost asta? Un experiment? Da, a fost o explozie atomică. Au fost mai multe. Deci în Mahabharata și în Ramayana sunt descrise mai multe astfel de perioade. Mai multe astfel de perioade, astfel de explozii atomice. Deci asta nu este o, cum ar veni, este o descoperire modernă a ceea ceva ce s-a petrecut mult, cu mult timp înainte. Deci de asta am accentuat. Este prima bombă atomică detonată în Vaparayuga. Evident, este un fapt reprobabil că atât de mulți oameni să moară, este, dar acest lucru cumva, oricum s-ar fi produs, în principiu, oricum s-ar fi produs. De ce spuneți oricum s-ar fi produs? Pentru că forțele naturii, deci, pentru că omul nu, doar acum doar începe așa ușurel să, tocmai ca o dovadă că este în Dvapara, începe ușurel să își dea seama care sunt forțele ascunse, forțele misterioase, cum se descompune materia. Și asta îl face pe el ca un fel de ucenic vrăjitor. Înțelegeți? Deci, deci se postulează niște teorii. Energia egal cu masa ori viteza luminii la pătrat, formula lui Einstein. Ceea ce spune că dacă detonezi sau găsești o metodă prin care un bob de orez să poate fi, să elibereze energia din el, fiindcă acolo este vorba despre masa, M este masa acelui bob de orez, da? Ce este viteza luminii la pătrat, care este foarte mare, da? Deci acest produs între masa bobului de orez și pătratul vitezei luminii, așa, dă forma, cantitatea de energie. Asta este o energie colosală. Întrebarea este cum să faci ca să elibereze acea energie din acel bob de orez, care e foarte mic. Foarte mic, da? Și atunci, deci, o metodă este aceasta distructivă atomică. Și de ce am să spun, de ce am spus că era inevitabil? Pentru că omul postulează niște teorii, dar trebuie verificate. Și verificarea, evident, se face doar pe pielea cuiva. Asta este situația. Da? Și este un fapt reprobabil, bineînțeles. Se putea face în laborator. S-a făcut și cu aplicație militară.
E groaznic ce s-a petrecut acolo, dar nu cred că se putea petrece altfel, pentru că omul, știți cum e, ucenicul vrăjitor, pune niște mecanisme în mișcare, Dumnezeu cu mila cu ele, adică ce mai iese din chestia asta, nu? Deci știți cum este povestea. Bun. De asta am spus că era inevitabil. În 1945 se înființează Organizația Națiunilor Unite. Gândiți-vă, asta este o faptă, acum toată lumea știe de ONU și că, mă rog, ce lucruri se fac acolo și că se mai fac oare cumva și niște acțiuni reprobabile la adăpostul lui ONU. Da, dar există o organizație mondială în care statele sunt chemate să dea socoteală în cazul în care nu respectă ceva. Deci există, de exemplu, foarte multe sancțiuni asupra Rusiei în acest moment, da? Care sunt date prin ONU sau și prin ONU. Da? Înainte nu exista acest lucru. Da? Deci faptul că există înainte fiecare națiune făcea, fiecare rege, de fapt, nu națiune, că regele reprezenta națiunea și oamenii săraci nu știau nimic din ce face regele, dar se trezeau în plin război. Asta se petrecea înainte. Dintr-o dată, deci, o națiune poate fi chemată în fața unei instanțe și sancționată, lucru care înainte nu exista, da? Mă rog, în 47 este primul tranzistor, se inventează. În 1948, Declarația Universală pentru Drepturile Omului. Iarăși, Vapara Yuga presupune o trezire a conștiinței ușor-ușor la nivelul maselor. Există niște drepturi ale omului, deci fiecare om are dreptul la niște lucruri. Nu mai este ca înainte, ca în evul mediu și chiar mai mult mai devreme, în care fiecare făcea ce-i tuna prin cap. Da? Deci mai ales cei care aveau puterea, asta făceau. 48, primul computer modern. Deci din 48, rețineți. În 49, primul fotocopiator comercial Xerox. Da? Chestia asta cu copiatul, este o chestie foarte importantă. Gândiți-vă înainte, deci oamenii stăteau de mână și copiau niște cărți. Și era foarte bine, era și implicarea energetică a omului, dar volumul de cărți care se putea scoate era foarte mic, da, față de un copiator. În 1950, proiectul Echelon, da, este primul pas spre supravegherea electronică mondială, Big Brother ne privește, da? Deci acest proiect mare care funcționează din anul 1950, funcționează și la ora actuală, în care deci se strâng datele din întreaga lume și se acționează în consecință, da? Ce vreau să spun, am mai spus și în emisiunea trecută, pe măsură ce înaintrăm în Dvapara Yuga, intimitatea dispare. Da. Și acest lucru se va produce. Pur și simplu. Deja s-a produs. Este, nu este încă întru totul, dar va fi și mai mult decât atâta. Haideți, deci, domnul Niculescu, de momentul în care suntem priviți din satelit și dacă dau pe Google și caut o adresă și mă duce imediat și mă văd la adresa mea, unde, cum eram eu cu acum anul trecut, florile care le aveam la balcon, să mă iertați, dar e adevărat. Așa, în 1953 se înțelege structura ADN-ului. Asta este un pas extraordinar. De ce? Pentru că, de exemplu, s-a descoperit că anumite capacități, chiar așa zise supra-paranormale, okay, ele se reflectă cumva în structura ADN-ului. Deci, bun, mi-ați aruncat acum mingea la fileu și abia așteptam să vă pun o întrebare. Da. Așteptam să ajungeți undeva prin preajma acestui okay subiect. Am descoperit nu demult pe o pagină de internet un tânăr de 17 ani care și-a descoperit singur și deodată funcționalitatea celui de-al treilea ochi. Da. Fără niciun ajutor, fără nimic, pur și simplu s-a pus într-o seară sau într-o zi bandana la ochi, uh-huh, și a constatat că el distinge culorile. Uh-huh. Și a început ușor, ușor să exerseze și să construiască sau să scoată din acea construcție pe culori ce anume îi se spunea. Culoarea care îi se spunea scotea paharul respectiv, mingea, unde era construcția. Da. Aș vrea să-mi spuneți dacă aceste cazuri, sunt convinsă că nu este un caz singular, da, dacă aceste cazuri sunt datorită modificării ADN-ului sau este vorba de vibrația Pământului care își schimbă încet, încet energiile. Pentru că acest tânăr are acum undeva între 17 și 18 ani, da, și dacă până acum n-a avut, ce anume a declanșat?
Niciodată, deci eu înțeleg, cunosc fenomenul în sensul că cunosc ceea ce se spune în mass media despre subiectul ăsta. În primul rând, ca să delimităm clar ce termeni. Trezirea celui de-al treilea ochi nu înseamnă doar capacitatea, înseamnă cu mult mai mult decât observarea unor culori. Citirea unor culori care ține corpul astral. Trezirea celui de-al treilea ochi înseamnă foarte mult. Mult, foarte mult. Înseamnă, de exemplu, ca, doar ca să vă dau un mic exemplu, așa, ușurel, este că una din cărțile de la noastră bibliotecă, de cea care simt din decor, să zicem așa, mă uit asupra ei sau o fixez și atunci, deci prin intermediul acestui al treilea ochi, eu știu, am toată cunoașterea care ține din ea, de ea, care este a mea cu totul altceva decât doar a vedea niște culori. Bun, el și-a descoperit această calitate acum. Înțeles. Nu știu dacă o avea sau nu o avea. Niciodată, deci lucrurile acestea, deci eu știu cum ar veni filozofia asta occidentală, încearcă mereu să dea vina pe niște fenomene exterioare care să provoace niște lucruri interiorul omului. Evident că sunt niște lucruri exterioare care provoacă asta, dar acel om trebuia, că era și de 17 ani, nu contează. Există niște, în astrologia vedică, există niște perioade planetare. Aceste perioade planetare hotărăsc, să zicem așa, într-un fel anume, modul în care, momentul, mai bine zis, sau perioada de timp în care un anumit flux de energie care reflectă exact karma individului, deci destinul individului, intră în acțiune. Și, de exemplu, ca să faceți numai așa, o mică extensie, s-a observat, de exemplu, că multe persoane părăsesc planul fizic, ca să nu spun că mor, da? Că părăsc această existență terestră în preajma zilelor de naștere. Nu este o regulă aceasta. Am constatat și eu. Ați constatat chestia asta. Din ce cauză? Mai devreme sau mai târziu? Plus minus, da? Din ce cauză? Pentru că, de exemplu, este în astrologia vedică și în cea occidentală, este un sistem de astrologie, există o ramură astrologiei care se ocupă de astrologia anuală, da? Și în care la momentul nașterii, deci la momentul în care vine, se apropie, soarele este în aceeași poziție, fix, grad, minut, secundă, cu soarele natal, care poate să fie nu neapărat chiar în ziua de naștere, dar ce poate să fie o zi în plus sau o zi în minus, că zilele astea fizice sunt unele și gradele soarelui sunt altceva, da? Deci o zi în plus sau o zi în minus, se produce, sau cum ar veni, un nou flux de energie intră în destinul acelui om, care trebuie consumat până la următoarea revoluție solară, deci până la următoarea zi de naștere. Într-un an, calendaristic. Și omul poate exista în afara faptului, cineva priceput poate să facă un fel de analiză și un fel de previziune, chiar dacă e foarte priceput, chiar foarte precisă, asupra unor evenimente probabile în acest un an de zile. Da? Deci cum ar veni, se schimbă totalitatea, asta am vrut doar să spun. Omul era bine și în aprajma zilei de seara de naștere, ok, o lună, două luni, poate chiar în ziua aceea, părăsește planul fizic. Întrebarea se spune, ok, cum a stat el 17 ani, cum a spus dumneavoastră acum, și într-o dată s-a trezit în chestia asta. Păi simplu, a intrat o energie care era destinată să consume un anumit tip de karmă, care ținea de observarea unor lumini în planul astral. Și într-o anumită măsură se poate spune că ochiul lui al celui al treilea ochi spiritual a fost așa un pic ustrezit. Dar asta nu are nicio legătură din cauza faptului că nu e din cauza faptului că Pământul se află în nu știu ce centură fotonică, care este un basm chestia asta. Ca să lucrurile să fie foarte clare, da? Chestia cu centura fotonică și asta nu există chestia. Știți bine că au existat chiar pe internet după aceea tot felul de povești, lăsați-vă de treburile astea, nu există treaba asta. Deci nu înseamnă că toată lumea va începe să vadă chestia asta. Poate va începe, dar mult mai târziu. Deci va exista într-adevăr o... mai pe românește, undeva poate prin la sfârșitul lui Dvapara, deci anul 4100, sau poate mai devreme, foarte multe persoane vor putea ca să acceadă la dimensiunea astrală și să vadă pe aici pe acolo niște lucruri. Niște lumini, niște... Dar nu toată lumea, cum ar veni, nu toată lumea intrăm în turmă, înțelegeți, și vedem toată lumea, deci nu pentru se poate că așa ceva. Pentru că tot am atins subiectul ăsta, vreau să vă mai pun o întrebare legată de acest tânăr. Dacă el va exersa în continuare, ce va putea, până unde va putea ajunge cu această calitate? Foarte sus, va putea ajunge foarte sus și funcție de cât îi permite lui karma să facă. Deci, cum ar veni, orice om vine cu niște predispoziții. Înțelegeți? Și nu se pot compara doi oameni. Deci,
funcție de exercițiile pe care el avea, de dacă va întâlni un guru sau un maestru care să-i arate și să-i dezvolte lucrurile acestea sau nu, sau în ce măsură el va accesa, adică va învăța, că guru îți vine, dacă tu nu faci, nu practici, n-am făcut nicio problemă, nicio treabă. Despre asta vorbim. Guru nu vine, adică nu se trezește. Sunt și cazuri în care gurul îți transferă o formă de shakti, deci o formă de energie care este însoțită de o cunoaștere, de o conștiință și pur și simplu ți-o infuzează și din acel moment tu ai anumite capacități. Dar gurul meu spune așa, nu era adeptul acestui transfer, se numește Shakti Pat, transfer de Shakti, transfer de cunoaștere, și el nu era adeptul acestui și spune așa că i-a spus gurul meu, nu, deci eu nu sunt interesat de astfel de lucruri, deci există, dar eu nu sunt interesat. Și el spunea doar atât, două cuvinte, adică două fraze foarte enigmatice. Tot ceea ce poate fi dat, poate fi luat. Da, ce ți aparține este doar al tău. Adică dacă cineva ți-a dat un shakti, ți-l poate lua după aceea dacă tu nu te comporți. Dacă tu îl câștigi prin sadhana, prin practică spirituală, acel lucru rămâne a tău. Deci tot ceea ce e dat poate fi luat. Și vreau să vă mai întreb ceva. Da. Am văzut tot în media că există o școală în Iași unde copii, deci vârste până în 10-12 ani, da, prin anumite exerciții, li se pot declanșa acest al treilea ochi, ca să-i spunem așa, și la fel, la început este o joacă cu culori, cu, da, cu distinsul culorilor. Acum vă întreb, este un lucru dat? Sigur, acei copii, cu siguranță, deci... Pentru că e totuși o școală. Păi da, dar... Faci exerciții ca să poți să faci tu lucrul ăsta. Era o glumă pe treaba asta la un moment dat, deci iar chiar o glumă. Are loc o catastrofă aeriană, un avion se prăbușește. Toate persoanele pleacă din planul ăsta fizic. Și la un moment dat cineva vine și îl întreabă pe Dumnezeu, să zicem așa, o conversație, și spunea că... cum, Doamne, toți ăștia, dificil ca să... Ce s-a produs aici, câtă suferință, și ce, da, dar să vezi ce mult timp mi-a luat mie ca să vă strâng pe toți într-un singur avion. Deci, ca să ne înțelegem foarte clar, într-o scriere sacră din India, care se numește Shrimad Bhagavatam, Krishna, deci un avatar similar lui Isus, spune așa, karma este gurul suprem. Sau maestru suprem, dacă vreți. Karma este gurul suprem. Și după aia spune, nei, nu, este chiar Dumnezeu însuși. Adică înțelegerea karmei și a proceselor extrem de subtile care merg într-o profunzime de negândit nu poate fi înțeleasă de o minte umană. Deci cum ar veni această pânză, această textură extrem de fină prin care toate lucrurile se... sunt în strânsă legătură unele cu altele și o bătaie de fluture, aripilor unui fluture într-un loc poate să declanșeze un uragan într-o altă parte a globului, metaforii vorbind, este un lucru care este extrem de fin. Mai veni efectul de domino. Știți, exista chiar pe blog, am un articol de genul ăsta și am pus o poză foarte frumoasă, făcută, luată, bineînțeles, de pe net, care este un domino așa foarte, foarte mare cu câteva zeci de mii de piese, într-o formă așa, deci foarte mă, și o singură chestie, dacă îi dai drumul, deci e în pac, se duce toată povestea. Da? Deci karma este foarte, deci unde am vrut să ajung, este o școală, bineînțeles, și este foarte bine ce se face acolo, dar fără îndoială, copiii care participă la acea școală sunt destinați să ajungă la acea școală. Cât de mult vor merge ei în fața, asta ține de ei, cumva anume, și într-o anumită măsură ține și de karma cât le permite. Pentru că puterea de înțelegere este în strânsă legătură, sau mai bine, liberul arbitru este în strânsă legătură, sau puterea de înțelegere este în strânsă legătură cu karma. Sunt ca două forțe care sunt contrare. Da? Deci una trage într-o parte, una trage într-o parte. Destinul, cum ar veni, te condiționează la niște lucruri, iar liberul tău arbitru, așa, în ghilimele, care se bat așa mult în piept occidentalii, acționează într-o altă parte. Deci, în realitate, să știți că pentru cam 90% din oamenii care își închipie că utilizează liberul arbitru, cam nu prea utilizează liberul arbitru, să știți. Deci, vă spun, nu cunoaște de cauză treaba aceasta. Și cel mai simplu, deci, cum ar veni, ok, noi acum putem să vorbim discuții, da? Care-i proba? Ok, tu te la un astrolog bun. Și, de exemplu, știu persoană, adică cunosc cazul unor persoane care
trebuiau să se căsătorească și trebuiau să se căsătorească la o anumită dată, doi tineri. Da? Și s-au dus la cineva și, mă rog, s-au hotărât ei să-și depășească karma, sau destinul, așa credeau ei, și să se căsătorească mai devreme. Toate lucrurile erau puse pe hârtie, cu părinți, cu toate alea, nu știu ce, ok. Și se căsătorească foarte rapid, deci ziceau așa, până pusă masă, într-o săptămână să se căsătorească, fără să spună la nimeni. Da? Și au făcut treaba asta. Și și-au închipuit că în felul ăsta și-au depășit destinul, și-au depășit karma, deci sunt în plus față de ceea ce... Și-au depășit limitele. Și-au depășit. Și nu era, deci s-a dus la astrolog bun și le-a zis, fugi de aici, deci, fugi tare. Asta trebuia să se petreacă. Deci asta e, de unde vreau să ajung. Liber arbitru există, dar este, cum să spun, foarte puține persoane îl accesează. Deci merg în afara ce le este destinat. Deci cine crede chestia asta, să meargă la un astrolog bun și după aia să facă proba, să-i spună. Da. Și ca să închei discuția despre acest tânăr, cu ce ne ajută pe noi sau cu ce poate el ajuta pe semenii lui prin această calitate care o are? Pe semenii lui, întotdeauna problema se pune mai clar, adică nu poți să-i ajuți pe ceilalți dacă tu nu ai abilitatea să faci asta. Adică este una, de exemplu, să te pui să sapi gropi și șanțuri pentru comunitate și este foarte bine că faci asta. Este cu totul altceva, de pildă, să începi să înveți niște persoane și să le spui cum să sape șanțurile să-ți iasă cât mai bine. Și să, poate nu-i nevoie de șanțuri. Poate că acolo nu trebuie să treacă șanțul la cineva pentru o conductă. Poate că se poate face altfel încât să nu faci acel șanț acolo. Înțelegeți? Deci, și asta se ține întotdeauna deci, de capacitatea interioară. Astfel încât întrebarea dumneavoastră este... În prima dată omul este dator ca să se rezolve pe el, adică să se trezească el, pentru că trezirea lui va implica, cum, dacă eu sunt trezit, atunci pot să-i ajut și pe ceilalți. Nu, evident, dacă eu nu sunt trezit, pot doar să-mi imaginez că îi ajut pe ceilalți. Înțelegeți? Deci, în primul rând, omul trebuie să pună problema unui progres, unei practici spirituale, individuale, foarte serioase, pentru că chestia asta nu este o plimbare de duminică și nicio lectură ușoară de sâmbătă și duminică. Să muncească, da, cu el. Exact. Foarte mult. Să facă exerciții. Da. Toți oamenii, cum să spun, folosesc acest cuvânt spiritual. Deci cuvântul spiritual este așa o chestie foarte desfolosită și e, cum să spun, pentru niște scopuri care nu sunt deloc spirituale. Da? Adică nu spun că sunt rele, că sunt antispirituale, dar nu sunt spirituale. De pildă, o dietă, da? O dietă, zicem, vegetariană, da? Un exemplu, da? E un lucru foarte bun. Da? Și te face mai sănătos, poți să gândești mai limpede, mai clar, toate alea sunt extraordinar de bune, da? Dar aia nu este spirituală. Hai să fim serioși. Deci chestia aceasta ajută spirituală, dar nu este spirituală. Stați un pic, cum adică dietă vegană spirituală? Dar sunt foarte mulți oameni care consideră că fac spiritualitate prin faptul că în urma unei diete și în urma unui tratament se vindecă de niște boli și consideră că asta e altceva, dar nu neapărat spiritual, nu văd legătura. Deci, nu văd eu. Mergeți pe internet și o să vedeți că sunt foarte multe diete spirituale. Deci, situația este că nici măcar un om care se vindecă nu poate fi socotit că a făcut eforturi spirituale, decât doar dacă le face. Deci, spiritualitatea înseamnă căutarea lui Dumnezeu. Punct și cu asta gata. Da? Deci, există foarte multe persoane care fac tot felul de diete, fac tot felul de regimuri, fac tot felul de eforturi ca să se vindece, dar asta nu înseamnă că ele fac eforturi spirituale. Dacă le fac doar fizic, din punct de vedere material, adică să nu mănânci carne, să nu mănânci, știu eu, derivate de brânzeturi, ou și așa mai departe, este o dietă într-adevăr, dar dacă nu faci o meditație, o rugăciune și asta, eu, din punctul meu de vedere, asta înseamnă spiritualitate, asta înseamnă să mergi pe plan spiritual. Da, bun, just. Dar... Și doar dacă le combini, atunci poate să iese ceva dintr-o parte și din alta și să mergi în paralel până la un moment dat unde, într-adevăr, scoți din ființa ta ceea ce dorești. Bun, ok, dar există și probleme, există și situații și nu puține și chiar știu, sunt chiar în subiect în treaba asta, în care un om face meditații nu ca să-L cunoască pe Dumnezeu, ci ca să-i fie mai bine, să se vindece, și nu spun că e rău, să se vindece, să aibă succes în viață, să-i vină o soție, să aibă copii,
să aibă tot felul de alte scopuri care să-l numești. Și nu este, niciuna dintre lucrurile astea nu sunt rele. Dar aia nu este o meditație spirituală. Aici am vrut să ajung. Cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți așa, spiritualitatea înseamnă efectiv atinge și a ajunge până acolo unde să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Da, doar asta este spiritualitatea. Ok, sunt de acord. Da, deci celelalte roluri care sunt secundare și care poate să ajute, de exemplu, dacă un om, da, Ramakrishna, un mare eliberat, spune așa că spiritualitatea nu prea se poate face cu burta goală. Și el un foarte mare realizat, deci el a mers, a atins pe Dumnezeu pe mai multe căi, deci a mers și pe linia creștină, a mers și pe linia indiană, a mers și pe linia musulmană, pe toate le-a verificat, ăsta trei. Și deci el chiar știa ce spune, dar nu se prea se poate face cu burta goală. E de înțeles, omul trebuie să aibă o condiție, trebuie să aibă ce mânca pe românește ca să-și permită să facă o meditație, nu? Ok, sunt și persoane care nu au nevoie de mâncare, pentru asta sunt foarte puține. Cum rămâne cu postul negru? Păi rămâne sigur că da, dar nu înseamnă, stați așa, nu confundați, postul negru este un efort, o tapasia, cum se numește el, un efort susținut, autoasumat. Eu nu vreau să mănânc, că nu vreau să mănânc. Nu din cauza că nu am ce mânca, e o diferență fundamentală în treaba aceasta. Da. Dacă îmi propun să nu mănânc, este un efort spiritual pe care eu îl fac, un angajament pe care eu mi-l iau, că nu am ce să mănânc și că rap de foame, e altă poveste. Sunt două lucruri diferite, da? Să mergem mai încolo? Sigur. Am făcut această paranteză pentru că mi-ați atins subiectul și nu vreau să-l scap. Pe timp bine. Ce dumneavoastră vorbiți și spuneți anumite lucruri acolo, mie îmi vin ideile și întrebările. Dacă nu le pun în momentul acela, după aia le pierd. Chiar vă rog. Bine. Bun. În 56, prima centrală nucleară comercială. Ok, deci la fenomenul nuclear, așa cum este înțeles în acest moment, pentru că ne aflăm foarte departe de treaba aceasta, deci fenomenul de disociere, să zicem așa, de spargere pe românește, a unui atom în părțile sale componente, în acest moment omenirea înțelege prin asta, cam aici se cantonează omenirea în ceea ce privește folosirea energiei atomice. Deci sparge un atom în părțile sale componente și cum o face, dacă o face destructiv, adică le liberează pur și simplu, atunci este o bombă atomică, dacă îl bagă și încălzește un cazan cu apă, că să știți că asta este într-o centrală nucleară, deci am rămas și eu uimit când am aflat de treaba asta, deci sparg un atom și acea energie a părților componente este, cum ar veni, încălzește, ridică foarte mult temperatura, ei o păstrează într-un mod controlat și încălzește un cazan cu apă, care se produce abur, deci ca pe vremea lui bunica, pe românește, deci asta e centrala nucleară ultramodernă. Înțelegeți? Se produce abur care învârte niște turbine. Aia păi tot. Avem și noi acasă posibilitatea să facem prin deci, oala minune, nu sub presiune. Da, bine, acolo se produce mai mult, adică un gram de energie atomică ține nu știu câți ani de zile, zeci de ani de zile. Deci asta e, deci progresul, ca să ne umflăm de râs, știți, progresul super energiei atomice care așa cum este înțeleasă ea. Adică o să vedeți, sufletele noastre vor vedea mulți ani mai încolo că se va ajunge la altceva, la cu totul altceva, deci folosirea acestei energii atomice, nu la maimuțele care aruncă cu bile de rulment. Deci, în 1957, lansarea URSS, deci, mă rog, Rusia pe în vremea noastră, lansează primul satelit Sputnik. În 57 se formează Comunitatea Economică Europeană. Începe cu 6 state membre, în 2007 are 27 de țări, tot așa precum Statele Unite inițial aveau 13 colonii și auzeau 50 de state. Deci ce observăm? La nivel mondial. La nivel mondial există, cum ar veni, o tendință de globalizare. Și acest lucru nu este în sine un lucru rău. Când se face cu forța, orice lucru făcut cu forța este rău. Că nu toți oamenii consimt la asta. Dar el în sine nu este un lucru rău. Și ce e acesta? Comunitatea Economică Europeană s-a format în 57. La ora actuală se știe că NAFTA este un organism foarte mare care cuplează Statele Unite, Canada, Mexic și Chile. Deci, cum ar veni, există un fel de uniune americană acolo. În 63, legea remunerării egale pentru femei. Drepturi egale pentru toate sexele. Da? Dar înainte nu exista chestia asta, știți bine. Înainte, femeile erau ținute la cratiță și aia era tot. Și, bineînțeles, că nu puteau fi plătite pentru acest lucru. Și cu atât mai puțin să fie plătite egal. De-abia în 63 se face chestia asta. Femeile au plătit salarii. Nici acum lucrurile nu merg în ordine.
Iată că eu m-am născut într-un an cu un mare avantaj pentru femei. Atunci s-au născut... Vedeți? M-am născut eu și s-a născut și această... Vedeți? În 64, Martin Luther King primește pe premiul Nobel pentru pace promovarea egalității între toate rasele. Deci, iarăși, dovada lui Vapara asta, până atunci nu exista. Rasele sunt egale. Ok, din 64 până acum, lucrul a evoluat. Nici acum, și acum rasa neagră este privită nu știu cum și rasa galbenă este iar așa ca invadatoare și tot așa. Rasa roșie, nu mai vorbim. Aia care e? Indienii, nu? Indienii, da. Bun, în 71, prima aterizare pe Marte. Deci omul depășește granițele acestui glob. În 80, primul e-mail comercial. Atunci s-a produs primul e-mail comercial. În 80, Statele Unite. În 81, primul serviciu de telefonie mobilă. Țările nordice. Europenii, deci. În 83, prima fundație de free software, predecesorul lui Linux. Deci, vedeți noastră și acum. Deci, această tendință a Windows-ului de a avea un monopol pe partea de sisteme de operare în calculatoare, este o tendință de tip Kali Yuga, care spune, eu te țin aici și numai dacă plătești bani poți să-l folosești pe ăsta și nu se pune problema, deci un fel de monopol. Și știți bine scandalurile Microsoft care au fost cu școlile, cu atât, că și la noi aici, mă rog, nu mai discutăm despre treaba asta. Ok? Deci această fundație de free software spune că sistemul ăsta Linux și toate sistemele derivate din Linux, toată lumea le poate descărca gratuit și poate folosi calculatorul fără să plătească niciun ban pe asta. Deci asta e dovadă de pătrundere în Vapara. Cei de la Windows se țin asemănător cu cei din sunt cu minte de Kali Yuga. Deci în asta așa al meu și numai al meu. Nu dau drumul decât dacă îmi dai bani. 86. Primul dezastru nuclear din această Vapara, Cernobâl, Ucraina. Foarte interesant legat de chestia asta. Mi se pare faptul că o explozie nucleară produce foarte mult shakti, din punct de vedere subtil, adică ezoteric, să spun, mă rog, un cuvânt prea mare. Deci foarte mult shakti, foarte multe, o explozie de nucleară este o explozie, o devastare, cum ar veni, o vărsare de energie, subtil vorbind, nu fizic, și fizic, bineînțeles, dar în spatele ei, energie fizică este o energie subtilă, care este colosal de mare și care este pur și simplu revărsată, dat drumul la liber, deci fără să fie canalizată, fără să fie necontrolată total. Da? Gurului meu i-a povestit un american, care un om de afaceri foarte prosper, care avea un obicei. Muncea 11 luni pe an și în a 12-a lună, care se petrecea, nu contează în ce lună, să zicem așa, adică nu neapărat de Crăciun, să zic așa, se ducea în deșert, avea o cabană a lui acolo, minim, adică un minim de confortul, necesar, zicem așa, necesar. Da, și o lună de zile medita acolo. Deci avea tot ce trebuia de mâncare, toate alea, da? Era în deșert, medita sub soarele deșertului american, avea o singură chestie, o plăcuță pe care scria, nu deranjați, nu vorbesc. Da? Deci nu intra în conversație și comunicare cu absolut nimeni. Și a spus gurului meu următoarea chestie. Deci avea o practică foarte serioasă și asta a făcut-o ani de zile, deci nu așa o singură dată. Da? Spunea că pe timp pe când medita, a sesizat de mai multe ori o explozie foarte mare, deci de energie în mediu, care i-a dat niște stări spirituale extraordinare. Și după care a citit în ziarele americane că alea erau exact perioadele în care americanii făceau teste nucleare subterane. Era o distanță mare de ele, dar se simțea, se propaga valul de energie subtilă, mă refer. Și acelea au fost momente în care el a beneficiat de pe urma acestor valuri de energie într-un mod spiritual, l-a canalizat, da? Deci într-un mod spiritual. În 89, sfârșitul războiului e bine rece. Să alergăm puțin mai repede, că mai sunt doar 10 minute din acum emisiune. Okay. În 89, sfârșitul războiului rece și căderea comunismului, care în afara... Deci, ce făcea războiul ăsta rece? Separa două tabere. Okay? Acum există și acum aceste tabere, dar nu mai sunt chiar așa. Adică lucrurile încep să prindă un numitor comun. Da? Germania, unirea Germaniei. În sfârșit, în 1991, primul World Wide Web Server, primul server pe care sunt stocate pagini de internet. 91, sfârșitul apartheidului în Africa de Sud. Știe toată lumea ce înseamnă apartheid, deci iarăși segregația bazată pe rasă.
În 1993 apare primul motor web de metamotor de căutare web, da? Care nu era Google-ul la vremea respectivă. Ți-vă ce mare avantaj. Deci poate să existe nu știu câte site-uri, dacă nu există un motor care să strângă date și să spună că dacă dai să scrii acolo, cauți un anumit termen, te duce la un anumit site, este nefolositor tot acel site, că nu te ajută cu nimic. În 95 se lansează eBay, piața de vânzare a tuturor obiectelor de peste tot în lume. Deci nu numai mergem la piață ca să cumpărăm ceva, puteți să cumpărăm ceva din cealaltă parte a lumii, cineva ne poate garanta că această tranzacție este securizată și ne iau numai atâți bani cât scrie acolo și mai mult produsul ajunge la noi. Deci este un avantaj treaba aceasta. Asta înseamnă dvapara, deci o chestie mai largă. 98 este lansarea Stației Spațiale Internaționale, o conlucrare între mai multe state. 99 se introduce moneda euro. În 2001 primul turist spațial lansat în Rusia. Deci turist, o agenție de turism, mergem la munte, la mare, acum mergem, trebuie să mergem în spațiu. Ceea ce este o chestie extraordinară, înseamnă că e tot dovada lui Dvapara, putem să vedem lucrurile de la un alt nivel. În 2001 se lansează Wikipedia, Statele Unite, care surclasează în Carta și Enciclopedia Britanică. Deci, până nu de mult, această enciclopedie britanică era cea mai tare, să zicem așa, enciclopedie din lume. Acum Wikipedia o surclasează, în sensul că este mult deasupra și este accesibil tuturor. Nu trebuie să mai merg să mai cumpăr o carte sau un volum, să consult un volum la bibliotecă, mă duc pe internet și mă duc pe Wikipedia și caut acolo grămadă de termeni. Bineînțeles că sunt și termeni greșiți, dar oricum este mai mult decât înainte. Și în 2007, spațiul Schengen, Uniunea Europeană, 27 de state fără granițe între ele, începutul recesiunii globale. Zicem așa, am rămas până în 2007 și... Și n-am ajuns până în 2015. Da, nu, și nici nu îmi propun să fac chestia aceasta. Vedem deja la nivelul tehnicii de calcul cum computerele mari, hodoragele, cutiile mari, desktop-urile deja se transformă în tablete. Wireless este peste tot. Există, bineînțeles, și consecințe negative ale acestui lucru, dar lucrurile, să zicem așa, evoluează. Acum, întrebarea se pune, cum am pornit această emisiune? Este mai rău sau este mai bine? Din punctul meu de vedere, și sunt convinsă că și telespectatorii care sunt interesați de aceste subiecte, zic eu că nu oricine are la îndemână timpul necesar ca să pătrundă într-o istorie a omenirii așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Orice informație care vine din partea invitaților mei în emisiunea Viața în Armonie este o informație care ajunge la telespectator și, bineînțeles, dacă este bine primită și este folositoare, ei o acceptă. Așa cum le-am spus nu odată de mai multe ori, există întotdeauna la îndemâna tuturor o telecomandă și dacă ceva nu le place, poate să schimbe canalul. Dar nu am avut până acum asemenea evenimente să mi se spună, să mi se reproșeze în vreun fel sau altul că emisiunile mele nu sunt cu informații utile. Poate sunt mai puțin utile pentru unii, dar realmente utile pentru alții. Așa că această emisiune cu invitația către dumneavoastră va continua. Dacă o să aveți plăcere să mai reveniți și să ne mai aduceți, că aveți foarte multe să ne spuneți. Iar pentru cine dorește ca să ia legătura direct cu domnul Eugen Niculescu, pot să vă spun că dânsul face niște cursuri pe care aș vrea, dacă vreți, să-l spuneți măcar unde sunteți de găsit, pentru cine este interesat să vă cunoască și să fiți un mentor în ceea ce dumneavoastră cunoașteți, în cunoașterea dumneavoastră și ceea ce vreți să transmiteți și altora, mai mult decât prin micile ecrane. Da, legat de ceea ce spuneți dumneavoastră, cursurile acestea, fac într-adevăr niște cursuri, sunt destul de rezervat pe partea asta. Am făcut și cursuri mari, adică cu mai mulți oameni și deci, așa într-o sală. În acest moment sunt destul de rezervat și prefer o interacțiune face-to-face, deci față-înfață cu omul, pentru că pe linia spirituală pe care sunt, așa merg lucrurile. Deci sistemul ăsta de, așa este, workshop-uri, nu este un sistem pe care eu să-l agrez. Știu despre ce este vorba, am ținut așa ceva. Așa este felul meu de a fi și am o linie spirituală în spate care
mi-a arătat clar că nu asta este linia pe care ar trebui să merg eu, direcția, și așa că prefer ca să am contactul direct cu persoanele care sunt interesate de așa ceva. Practic yoga. O yoga adevărată, nu acea yoga despre care oamenii spuneau anumite lucruri mai puțin plăcute. Într-adevăr, eu de un an de zile, de când v-am spus că erau chiar vremea urzicilor, undeva la Paști anul trecut, l-am văzut pe domnul Eugen Niculescu undeva la rădăcina unui copac, la tulpina unui copac, meditând. Am rămas șocată pentru că, pur și simplu, era o apariție. Și acea apariție, din acel moment, la câteva minute după ce și-a terminat meditația, m-am dus la el și l-am rugat frumos să-mi spună ce face. Mi-am realizat că meditează. Mi-a explicat tot ce avea acolo, un întreg ritual frumos, cu tămâie, și mi-a explicat tot ce era acolo. Și atunci am fost interesată să-l aduc și în fața dumneavoastră, pentru că dacă Dumnezeu mie îmi dă o informație, eu la rândul meu am fost pus aici ca să vă transmit și dumneavoastră mai departe. Dacă o acceptați, ok, dacă nu, cum vă spuneam, repet, există telecomanda. Așadar, domnul Eugen, eu încă o dată mulțumesc pe această cale și în mod personal pentru toată silința care v-ați dat-o să faceți acest istoric al omenirii și vă invit, vă provoc chiar la niște subiecte de actualitate care macină mult populația și la noastră din România și nu numai, și să dăm un ajutor spiritual, ezoteric, informativ celor care au nevoie de aceste informații, cum să trecem mai ușor peste evenimentele care sunt în momentul actual, în toată puterea cuvântului vorbind aceste evenimente. Pentru că nu ne-a mai rămas decât un minut din această emisiune, stimați telespectatori, mulțumesc lui domnul Eugen că a venit încă o dată în emisiune. Mulțumesc și eu. Iar eu la rândul meu vă spun, dragi telespectatori, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Vă mulțumim că ne vedeți, că ne urmăriți, că sunteți aproape de noi, chiar dacă sunteți la mii de kilometri distanță, și nu uitați că suntem cu sufletul alături și am demonstrat lucrul ăsta. Și încă o dată vă spun că oricând, oricum, puteți să scrieți acolo pe internet, când vedeți emisiunile noastre, să vă spuneți părerile dumneavoastră public și sugestiile dacă le aveți. Așadar, noi vă spunem la revedere, iubiți-vă, să ne iubim, să avem încredere în Dumnezeu și pentru că în ultimul timp mi-a rezonat aceste cuvinte, mi-au rezonat cu ființa mea, pot să vă spun și dumneavoastră, e un citat din Biblie pe care Iisus l-a spus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Așadar, iubiți-vă pe voi, pentru că altfel nu-i puteți iubi pe cei de lângă. Vă iubesc, vă mulțumesc, la revedere, rămâneți cu programul nostru UTV. Un weekend minunat! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.